Cred că ține și de vârstă, știi, cred că ține ca fiecare generație să aibă o expresie a lor pe care nu mai ei să o folosească, pe care nu mai ei să o știe. Zic să aibă, da, să aibă. Să aibă. Da, așa este, da. Să aibă, nu să aibă. Forma literară de conjunctiv prezent, persoana a treia singular și plural a verbului a avea este să aibă. Rostirile să aibă, să aive, să aivă sunt populare și respinse de norma literară. Dăm în continuare. Nu poți să faci glume despre altceva, trebuie să-ți bați joc de nevasta ta, stați liniștite, glumele astea aduc bani în casă, da? Nu mai fiți voi sensibile așa. E ok, ne descurcăm. Nu că aduc bani în casă, aduc banii în casă. Că noi formăm o familie monovenituală, dar foarte policheltuitoală, da? Deci... Iată, licență, am mai discutat despre asta. Licență comică, policheltuitoală. Că noi formăm o familie monovenituală, dar foarte policheltuitoală, da? Deci... Știți cât m-am chinuit ca să-mi iasă asta? Deci m-am chinuit în primul rând să o scriu și apoi să o și zic. Că noi formăm o familie monovenituală, dar foarte policheltuitoală, da? Deci... E greu. Policheltuitoală. Place cum sună. Policheltuitoală. Patapievici, ia de aici. Policheltuitoală. Că noi formăm o familie monovenituală. Dar foarte policheltuitoală, da? Deci... Monovenituală, policheltuitoală. Inovațiile lexicale spontane monovenituală și policheltuitoală aparțin unui registru pseudoștiințific destul de frecvent în discursul actual și generează prin aceasta un joc de cuvinte savuros. Situația socioeconomică a unei familii cu un singur venit, dar cu multe cheltuieli, este concentrată lingvistic în cei doi termeni, creați pe baza antonimiei mono, unu, singur, poli, mult. Comicul de limbaj generat de această secvență amintește în mare măsură de opera lui Caragiale. Nu poți să faci glume despre altceva, trebuie să-ți bați joc de nevasta ta, stați liniștite, glumele astea aduc bani în casă, da? Nu mai fiți voi sensibile așa. E ok, ne descurcăm. Nu că aduc bani în casă, aduc banii în casă. Aduc bani? Aduc banii în casă. Glumele astea aduc bani în casă, da? Bani. Sunt banii. Ăia-s banii. Nu că aduc bani în casă, aduc banii în casă. Da, e cu 3 de i. Deci se scrie cu... De fapt, este cu 7 de i. Banii. Aduc banii în casă. Da, exact. Foarte bine. Aduc banii în casă. Cu câte zerouri are suma de bani în casă, atât de mulți voi spune banii. Aduc banii. Că e cu 5. Soția știe și se bucură. Stați liniștite, glumele astea aduc bani în casă, da? Nu mai fiți voi sensibile așa. E ok, ne descurcăm. Nu că aduc bani în casă, aduc banii în casă. Bani, banii, banii. Bani cu un i, cu doi i, cu trei i. Vorbitorul este liber să adauge oricâți de i își dorește la cuvântul bani, dar valoare gramaticală nu au decât primii doi. Primul i este marca de plural, al doilea i este articolul hotărât. Restul nu au mai mult decât valoarea expresivă pe care le-o atribuie participanții la discuție, fie ea corelată sau nu cu numărul de zerouri din potențiale sume de bani. Ba da, se putea face înainte, umorul așa era făcut, cu un limbaj nu neapărat vulgar. Da, dar acum e o altă etapă, din punctul meu de vedere. Dacă s-a dat liber la a vorbi... direct, adică, cum să zic, nu vulgar. Să spun că e o vorbire completă. Dacă se întâmplă la spectacol să fii în sală oameni neprietenoși și te iei în gură cu ei, riști să îi superi.